record de cazuri noi de COVID-19 și de decese în Mehedinți. Astăzi, Direcția de Sănătate Publică a înregistrat 100 de mehedințeni confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2 la nivelul județului în ultimele 24 de ore, iar 5 persoane au pierdut lupta cu boala. Este cel mai mare număr de infectări de la începutul valului 4 al pandemiei. Situația este alarmantă la nivelul județului. 100 de persoane au fost confirmate pozitiv în ultimele 24 de ore, iar alte 5 decedate. Evoluția numărului de cazuri este îngrijorătoare. Rata de infectare în Mehedinți a atins pragul de 2,73 la 1000 de locuitori. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 1012 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 20 de persoane se află în carantină instituționalizată, 710 persoane sunt testate pozitiv izolate la domiciliu asimptomatice, 192 persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 100 de persoane și au fost înregistrate 5 decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 2,73. Comuna Breznița Motru este carantinată, iar numărul localităților în scenariu roșu continuă să crească.